Conducerea Spitalului Bethesda a remis joi, 12 mai, un comunicat de presă prin care vine cu precizări cu privire la faptul că unitatea nu este clasificabilă. Astfel, pentru ca un spital să intre în una din categoriile de clasificare, și anume să aibă cel puțin două linii de gardă, pe domeniul chirurgical și medical, inclusiv secții de pediatrie și medicină internă. De asemenea, este precizat faptul că, deși are în dotare aparatură performantă și de ultimă generație, peste dotarea unor clinici universitare de profil chirurgical, Spitalul Bethesda nu a putut fi clasificat pentru că nu are în structură secții de pediatrie și boli interne. Tot în acest comunicat se precizează că acest demers a fost făcut întrucât în relatările în presă, Direcția de Sănătate Publică Suceava a prezentat Spitalul Bethesda ca fiind neclasificabil, fără explicații suplimentare, ceea ce a creat confuzie în rândul pacienților. Conducerea unității și-a exprimat speranța ca Ministerul Sănătății să elaboreze o metodologie de clasificare și pentru spitalele private, având în vedere că acestea sunt spitale de nișă pentru serviciile medicale deficitare pe piața sistemului sanitar românesc, la baza căreia să stea performanța profesională și dotarea cu echipamente medicale performante.